Tumultosul București ne este din nou gazdă și asta pentru că vă scot la masă. Unde mi-am propus să vă duc? Din nou pe binecunoscutul și arhi-bătutul, ca să zic așa, Bulevard Decebal, aici în zona Pieței Muncii, Alba Iulia, știți, Bulevardul Decebal. Multe terase, multe locații foarte frumoase, cu multe lucruri interesante în parte fiecare. Noi însă ne oprim în minutele următoare la o locație, din punctul meu de vedere, unică pe Decebal, Zez Asian Fusion. Este locația foarte frumoasă, toată povestea face parte dintr-un complex, pentru că există și hotelul Holiday Inn, face parte din povestea hotelului, desigur Zezul. Ne este gazdă, vizionare plăcută! Hotel Holiday Inn, desigur, e locația mare, principală și, desigur, la parter, descoperiți Zezul. Vă repet, o locație foarte mișto, unică pe Decebal și recunosc că nu întâlnești la tot pasul un restaurant cu specific asiatic de genul acesta, Asian Fusion. Vorbim despre Zez, dar te întreb, cu cine? Cu Georgiana Crăciun, sunt manager de marketing al locației, al terasei Zez, și mulțumim pentru oportunitatea de a ne prezenta puțin povestea Zez. E foarte frumoasă locația și te întreb, de cât timp e deschisă? Noi suntem deschiși din anul 2022, de pe 8 martie, chiar de Ziua Femeii. Da, când am organizat și o seară specială pentru femei, și ne dorim să, nu știu, să oferim o experiență cât mai plăcută pentru oaspeții care ne calcă pragul. Suntem la parterul hotelului Holiday Inn, din cinta lui Ida. Suntem pe Bulevardul Decebal, numărul 19, după cum ai spus și tu, pe unul dintre cele mai animate bulevarde din București. Locația este excepțional de frumoasă. Noi suntem într-adevăr pe terasă, dar există în interior și restaurantul. Știu că are o denumire diferită față de ce înseamnă terasa. Da, denumirea este Happy Inn. El face parte din hotelul Holiday Inn Bucharest Times. Acolo avem alt meniu. Ne prezentăm cu un meniu internațional care cuprinde și pizza, paste de tot, și cărnuri, pește, tot ce înseamnă, desigur, meniu internațional. Ce capacitate are în interior? În interior avem o capacitate de 40 de locuri, iar în exterior avem 45 de locuri. Zezu are această unicitate în zonă, e singura locație de gen și asta mi-a plăcut foarte tare, asta mi-a atras atenția și desigur denumirea. Știți de la ce a plecat ideea de Zez? Ideea de Zez a plecat de la cei care dețin această locație, de la faptul că ei au călătorit foarte mult de-a lungul timpului și au descoperit în toate țările în care au fost, au descoperit o cultură nouă, o cultură care le-a bucurat simțurile și a vrut să aducă și în inima Bucureștiului, să aducă această experiență fabuloasă pe care i-au trăit-o acolo. Și au vrut să aducă și puțin din cultura și din tradițiile lor, din rețetele pe care aceștia le promovează foarte mult acolo. Și cam asta a fost povestea. Au fost
super încântați, mă. Încântați, da, de să reușească să aducă toată povestea asta aici în București pe Decebal. Curând ne-am deschis și încă o nouă locație. Nu-mi spune. Una, da, în zona de nord a capitalei. Cum se cheamă? Se cheamă tot Zez, doar că este în incinta hotelului Ramada Nord. Mâncarea absolut superbă. Încă o dată, cum îl cheamă pe șef bucătar? Aurelian Vasilescu. Aurelian, felicitări! Senzație! Mi-au plăcut foarte tare colțunașii aceia, unici, asiatici, cât se poate. Ghioza se numesc. Foarte bun, foarte bun. Am mai mâncat ceva de genul la un restaurant georgian, cu specific georgian, dar bineînțeles, acei colțunași georgieni, cu totul diferiți față de ceea ce înseamnă zona asiatică, că și în Asia se mănâncă colțunași. Bun, foarte bună mâncarea, excepțional de bună. Pe final, georgiana, hai să îi lămurim pe cei care se uită la noi, care este programul, cum funcționează Zezul, ce se întâmplă la Zez, dacă se întâmplă ceva din punct de vedere artistic. Noi suntem deschiși de dimineață chiar, pentru că avem, asta voiam să ți menționez, că avem și un meniu de mic dejun chiar, unde avem vedeta meniului este o omletă bufoasă, foarte, foarte delicioasă. După micul dejun, noi suntem deschiși până la ora 11 seara. De luni până vineri avem un DJ care pune muzică astfel încât experiența să fie cât mai plăcută pentru oaspeții noștri. Și că tot ai punctat ideea de DJ, nu e orice. E un om pe care eu îl știu de niște ani de zile pe numele lui Adrian Călina. Adrian. DJ Piticu. DJ Piticu. Nu l-am mai văzut de mult. Mare bucurie mi-am produs faptul că l-am și revăzut astăzi aici la Pupitru. DJ Piticu, experiență, deja produce muzică, Piticu nostru, om cu multă activitate în spate și cu mulți ani în spate. Așadar, serile la Zez în fiecare seară de, nu contează ziua, era să zic de weekend, dar nu, în fiecare seară DJ Piticu la Pupitru. De luni până vineri. De luni până vineri. Iar de vineri, de sâmbătă, duminică? De sâmbătă și duminică nu avem încă DJ, dar probabil pentru că urmează o perioadă, pentru că se termină concediile acum și urmează o perioadă mai aglomerată, o să avem și de acum încolo și sâmbătă și duminica DJ. Pe viitor, ce vreau să mai spun, că noi o să organizăm și niște seri speciale, Cigar Night, unde oaspeții o să poată să savoreze un trabuc alături de o băutură fină și... Aveți o sumedenie de etichete de vinuri? Da, avem și o sumedenie de etichete de vinuri de care se pot bucura alb, roșu și roze, da. Vă repet, o locație absolut superbă. Eu mare bucurie am avut să vă descoper, să ne și primiți, bucuria a fost și mai mare, săruna pentru masă, Aurelian, și abia aștept să, nu știu, să revenim în cazul în care, nu știu, se vor mai întâmpla lucruri interesante la Zez. Chemați-ne, vă vom fi alături. Vă așteptăm cu mare drag și mulțumim încă o dată. Mersi din suflet, Georgia. Cu drag. Zez, așadar, a fost gazda noastră, restaurant cu specific asiatic, Asian Fusion, este denumirea completă, da, deci Zez Asian Fusion, locație foarte frumoasă aici pe Decebal, numărul 19, în incinta hotelului Holiday Inn. O locație care merită
măcar o dată să o vizitați și să vă bucurați de meniul care este absolut fabulos. Taverna Georgia. Este gazda noastră, luați de privit și vă îndemn, vă spun sincer, să veniți și să aveți parte de o experiență culinară unică, în ceea ce înseamnă, desigur, bucătăria georgiană. Vizionare plăcută! Taverna Georgia, loc, repet, unic în ceea ce înseamnă restaurant cu specific anume. Am văzut restaurante cu specific italian, tailandez, indian, chinezez, nu mai zic, japonez, avem de toate. Georgia, în schimb, nu era reprezentată în zona Horeca din România de nimeni. Și uite că au venit niște oameni, niște investitori foarte deștepți și au zis, bă, să știți că bucătăria georgiană e una foarte interesantă și adevărat au great. Lângă mine și vorbim despre tot ce înseamnă Taverna Georgia, managerul general al locației, cu care o să dăm noroc, să știți că sunt goale, dar n-avem alcool, că știți, consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății, dar ăsta este modul prin care georgienii se salută, beau din aceste cornuri, nu? Și foarte frumos decorate și gândite de ei. Am jurat că am să-i fur unul, o să dosesc unul când plec, pentru că îmi plac foarte mult. Hai să facem cunoștință întâi de toate. Cu cine stăm de vorbă? Daniel Fințescu este numele meu, sunt managerul restaurantului de la deschidere, fac asta de 21 de ani. De ce Georgia? Ne-am gândit în primul și în primul rând că nu este în momentul de față niciun restaurant georgian sau ceva care să reprezinte Georgia. De ce nu? Bucătăria lor este impecabilă din multe puncte de vedere. Calitatea întotdeauna vorbește de la sine. Ei nu fac rabat în ceea ce privește calitatea și cu siguranță am mizat și am câștigat din punctul meu de vedere. Hai să vorbim puțin de amenajarea interioară, pentru că surprinde, sunt foarte multe obiecte georgiene aduse, inclusiv costume tradițional georgiene, le-a zice eu cazaci, dar n-au treabă cu cazacii, deși cu gândul către un cazac m-a dus manechinul de acolo și costumația lui. Cine s-a ocupat de amenajarea interioară? Pentru că e foarte frumos totul, plus că am văzut foarte multe picturi făcute manual.
Într-adevăr, picturile care se regăsesc la noi în restaurant sunt pictatele manual de o fată, doamna Maria, super talentată din punctul meu de vedere. Iar pe partea de design interior, într-adevăr, am avut ajutor, a trebuit să angajăm pe cineva care se ocupă de design interior, venită tot de acolo, din Georgia, și bineînțeles, foarte multe produse au fost importate de exact de acolo ca să fie cât mai autentice. Bine, am găsit, nu știu, lingurile de lemn, parcă le găsim și la noi, dar bineînțeles am încercat să le îmbunătățim un pic și să meargă cât mai bine cu aspectul restaurantului. Ce nu te-am întrebat și trebuia să fac de la bun început, unde se află el amplasat în București suntem. Din București plecăm și vedem până la sfârșitul ediției de astăzi unde ajungem. Dar deocamdată din București plecăm, de aici de la Taverna Georgia. Unde este ea în București amplasată? Ca și punct de reper și cel mai bun punct de reper este Biserica Armenească, zona Biserica Armenească, foarte aproape de Universitate, strada Silvestru, numărul 3, București, sector 2. Capacitatea locației, pentru că aveți în zona de interior, de altfel unde ne și aflăm, o capacitate destul de mare, dar de asemenea o terasă absolut superbă. Imaginile surprinse de colegul meu Dan Vasilcin cu siguranță v-au lămurit de la bun început. Hai să-i lămurim și pe cei care se uită la noi. Câte lume poate mânca o dată la oaltă la Taverna Georgia? Capacitatea totală a restaurantului este un pic peste 150 persoane. Ideea este că ne lăudăm destul de mult cu grădina exterioară, cu terasa pe care o avem acoperită cei drept. Are o capacitate de 77 de persoane în momentul de față și plus interiorul unde avem saloanele împărțite. Deci ne place să creăm o atmosferă cât mai intimă în momentul în care venim și servim masaje. Bun. Și acum, desigur, când vine vorba de meniu, nu mai e, știți cum se întâmplă de foarte multe ori când am fost în diverse locații de gen, întreb meniu pe ce linie merge. Aici întrebarea este de la sine înțeleasă, răspunsul e de la sine înțeles la această întrebare, meniul clar cu specific georgian. Dar hai să punctăm puțin care ar fi preparatele de succes în ceea ce înseamnă meniul georgian, după care o să luăm și câteva imagini chiar cu aceste preparate. Te rog, Dan. Ne lăudăm destul de mult cu partea de brutărie, ca să o numim așa, pentru că sunt specifice, sunt extrem de bune și extrem de gustoase. Pe partea de brutărie stăm foarte bine. În al doilea rând, partea de grătar și carne nu mai are rost să dezvoltăm acest subiect, dar totodată sunt niște mâncăruri tradiționale gătite care, Doamne, foarte. Felul principal, să spunem, cu care să, clar, Georgia, georgienii se mândresc, care ar fi acela? De la masa lor, nu aș putea să mă rezum doar la un singur preparat. Cu siguranță, haciapuria, spun eu, sau hincale. Acei colțunași pe care probabil o să-i vedeți pe imagine de următoare. Vă spun sincer, din tot ce ați văzut, nu că totul extrem de bun, pâinea, vis, plăcințica aceea cu ou în mijloc, fascinant, dar feblețea mea, bucuria mea a papilelor gustative a fost când am gustat din acei colțunași pe numele lor. Putem să-i numim și colțunași, hincali se numesc. Hincali, foarte bun, excepțional, absolut super. Bun, mâncare bună, gust cât cuprinde, însă, dacă vor, nu știu, te întreb, să organizeze, se întâmplă seri georgiene, ați organizat așa ceva, ați venit și pe partea asta puțin din ceea ce înseamnă cultura georgiană, adică să-i obișnuiți pe români și cu ceea ce înseamnă muzică georgiană, povești de genul. Da, noi nu suntem deschiși de foarte mult timp, am deschis pe 1 aprilie,
suntem bebeluși, ca să spun așa, suntem la început. Am fost toată perioada asta, aș considera eu o perioadă de test. Pentru că, poate nu multă lume a avut contact cu bucătăria georgiană sau cu cultura georgiană totodată. Trecând perioada asta de test, acum începem și ne axăm pe, nu știu, cercul specific, în momentul în care o să încercăm să scoatem un grătar special afară, să gătim în fața tuturor, cu diferite tipuri de carne, pe partea de miel stau extrem de bine. Vineri și sâmbătă avem muzică live, pe fiecare vineri și sâmbătă, la noi pe terasă. Voi organizați și evenimente speciale dacă cineva și-ar dori, de pildă, să vină și să-și organizeze un eveniment special aici la tot ceea ce înseamnă Taverna Georgia, desigur, bucurându-se în același timp și de tot ceea ce înseamnă bucătăria georgiană? Cu siguranță, cu siguranță, iar în momentul în care vorbim de evenimente, au toată susținerea noastră, suntem foarte flexibili, iar cu siguranță, iar pe lângă meniul pe care îl avem, putem să facem preparate minunate la cerere. Bravo, pentru că ați gândit o chestie, vezi eu cu cornul, că ați gândit chestia asta și că prin această idee pe care Anatolie, probabil și tu ați avut-o, tot ceea ce înseamnă Taverna Georgia să fie unică deocamdată în România. Felicitări! Vă mulțumim frumos și vă mai așteptăm cu drag la masă. Sărut mâna pentru masă. Să vă fie de bine. Taverna Georgia. Specific georgian 100%. Bucătărie cum poate n-ați mai întâlnit. Vă repet, o să aveți impresia că vă duceți cumva spre ceea ce înseamnă Turcia. Nu. Arată cumva ca în Turcia, pentru aceia dintre voi care știți ce înseamnă bucătăria turcească, nu, Georgia, gustul diferă total. Poate aspectul să aducă cu ceea ce înseamnă bucătărie turcească, dar Georgia este unică. Taverna Georgia a fost gazda noastră, dar încă o dată mulțumesc și abia aștept să revăd sau să vedem împreună și viitoarele locații. Să sperăm cât mai curând. Mulțumim frumos! După bumper, imediat, să nu plecați, continuăm cu mâncărică, continuăm cu locații de genul în zona Horeca, restaurante în ediția de astăzi, v-am spus. Locație foarte frumoasă, într-o zonă iubită, hulită și adorată de toți. Centrul Vechi Bucureștean este o zonă importantissimă din toate punctele de vedere. Turistică, entertainment, Horeca, restaurante, clar, Centrul Vechi rămâne de interes maxim. Și aici, în Centrul Vechi, am descoperit, vă repet, o locație nouă, abia deschisă, un restaurant foarte frumos, care pare să că va avea mult succes, mare succes, am spune chiar mai bine. Melange Restaurant se cheamă locația, este gazda noastră în minutele următoare. Zic să aveți vizionare plăcută!
ieșim la restaurant, de data asta, la Melanj, pentru că este locația nouă pe care, iată, împreună o descoperim. Lângă mine, cei doi proprietari ai locației, pe care o să-i și întreb cum se numesc. Cu cine stăm de vorbă? Mă numesc Bita Drăceanu Mihail Sorin. Sorin. Bun. Și? Cătălin Leoideanu. Cătălin. Doi oameni tineri, doi oameni care ați pornit la un drum. Nu știu dacă ați mai fost până acum implicați în ceea ce înseamnă Horeca. Eu am lucrat în Horeca, fac Horeca din 2009, primul meu restaurant. Am pornit de jos, am fost picol, ajutor de spătar, ospătar, barman, după aceea ușor șef de sală, manager de restaurant. Și te-ai ajuns proprietar. Și acum da, într-un sfârșit. Cătă! În cazul meu nu am experiență în Horeca, e prima încercare de genul ăsta, sper să meargă bine. Alături de Sorin, bineînțeles. Bineînțeles. Te-ai lăsat pe mâinile lui. Da. Sunt cele mai bune mâini. Perfect. Bun. Mulțumesc. Bun. Hai să povestim puțin. Deschis de cât timp? Aproximativ o săptămână. Am zis că e cea mai nouă locație din zona centrului vechi. Aproximativ o săptămână. Vrem să vedem un pic cum merg treburile, ce trebuie să îmbunătățim, dacă trebuie să îmbunătățim ceva. Cu ce vine melanjul în plus față de restul locațiilor din zona centrului vechi? Cu ce îi surprinde, cu ce propuneri culinare vine și surprinde melanjul? Punem în primul rând foarte mare accent pe calitatea produselor care le folosim în produsul finit. Folosim o calitate a cărnii mai premium, inclusiv barul premium pentru partea de băuturi, cocktailuri și tot ce înseamnă bar. Bucătarii cu foarte multă experiență. Meniul este unul fusion. Facem un preparat din toate colțurile țării. Predomină puțin momentan partea orientală. Avem unul din șefii bucătari din Liban. Fac preparate din ceea ce înseamnă bucătăria libaneză, dar și tradițional românească. Și turcesc și toate colțurile lumii. Acoperim puțin din tot. Internațional. Internațional, exact. Hai să vorbim puțin din punct de vedere structural. Ce înseamnă melanjul? Ce capacitate exterior, interior, încă o dată exterior, pentru că știu că aveți două terase. Așadar, terasa de pe Lipscani, din fața locației? Cam 20 de locuri, mai avem o terasă interioară de 30 de locuri și o sală mare de 60 de locuri. Total? Cam 100 de locuri. Poate ce bine, zic eu. Și în curând o să deschidem și un subsol, unde o să avem și mai multe locuri. Stai că vorbim și despre ăla. O, câte surprize ne așteaptă din partea melanjului. Așadar, locația, repet, să nu uitați, rețineți, Lipscani numărul 69, aici se află doar de o săptămână. Și ziceam, Sorin, că vorbim puțin și nu că puțin. E, de fapt, elementul de bază principal, cireașa de pe tort, meniul. Am înțeles, restaurant, meniu internațional. Hai să mai aprofundăm puțin. Așa. Cum spuneam, facem un meniu internațional, pornim cu un hummus simplu și un hummus cu carne, folosim o carne de vită pe care nu o tocăm, o folosim frijuliem, cum spunem noi, făcut la grătar. Momentan facem un labne cu un piure de nuci, care momentan nu-l întâlnim pe nicăieri. Continuăm cu o salată de vinete cu puțină brânză deasupra și niște roșii. Facem și tartarele clasice, ton și sau somon, după alegerea clientului sau vită. Asta ar fi cumva elementele importante și de surpriză pentru ei ca și clienți în meniu, în momentul în care aleg să mănânce la melanj. Exact, exact. Și mai avem la parte de main course, facem o pastramă de oaie foarte bună. Avem o carne de vită un pic premium, care o luăm de la un importator, Midnova. În curând ei o să aibă și un domeniu, midnova.ro. Tot de acolo luăm și de la ferma lor locală cotletele de miel.
ce mai e de făcut? Urmează să ne extindem în subsol. Acolo să putem să organizăm evenimente, putem să organizăm chiar și un fel de mini-concerte. Deci un club, de fapt. Exact. Și spre club, bineînțeles. Și putem și să deschidem etajul în curând, unde o să putem să organizăm evenimente corporate sau altfel de petreceri private, etc. Cum funcționează Melanjul, o program, etc. Și în zona online, cum vă găsește lumea, dacă pot face rezervări, povești de genul? Sigur că da. Momentan funcționează de la ora 12 până la ora 24 seara. Se pot face rezervări prin aplicația Ialoc sau căutându-ne pe site restaurantmelanj.ro, Instagram Melanj București și restaurant Melanj pe Facebook. Lipscan 69, Melanj Restaurant a fost locația. Cătălin, mersi mult! Mulțumim și noi! Multă baftă! Să fie! Doamne ajută! La fel, Sorin, multă baftă! Mulțumim, Doamne ajută! Ne revedem! Sigur că da! Mersi mult! Melanj! Melanj Restaurant! Pun punct aici, încă nu prezentării, imediat cu concluziile de final. O ediție, zic, interesantă, o ediție pe care să o rețineți, nu uitați, toate emisiunile le puteți revedea dacă cumva nu reușiți să prindeți relorile emisiunii și pe canalul de YouTube B1 TV. De asemenea, să nu uitați că în fiecare sâmbătă de la ora 13 ne reîntâlnim aici pe B1, de fiecare dată, Travel and Fun cu subsemnatul Mircea Zara. Ediția de astăzi se termină, până săptămâna viitoare, vă urez un weekend cât se poate de plăcut!